primul meci, adică a fost foarte dificil, cu un adversar foarte puternic, care se plasează foarte bine pe teren și a fost interesant meci. Scorul este echitabil? Da, desigur. Adică putea și mai bine pentru noi, dar oricum, foarte bine a fost. În care moment s-a deschis soarta partidei? Cred că după ultimul gol, adică deja s-a deschis soarta. În următoarele două etape veți întâlni echipele din Tiraspol și Râbnița. E momentul adevărat pentru echipa voastră? Sperăm să fie așa, dar oricum o să fie meciurile foarte dificile în Tiraspol și cred că o să facem un joc mai bine și acolo.